care rămâne alături de noi, o avem însă pe Olga Verbițchi, o vedeți chiar acum, pe Olga o știți foarte bine din zona de online, pe de altă parte ați văzut-o recent și la un concurs de stil la o altă televiziune, pe de altă parte însă Olga acum ne salută. Unde ești, Olga? Bun venit! Bună, bine v-am găsit. Sunt acasă la Chișinău, la moment. Bun. Vreau să te întreb cum, uite, suntem aici cu Victoria Lungu și a povestit de dincoace de Prut, cum se vede viața de acolo. Vreau să te întreb cum este, cum trăiți voi, cum simțiți frica, teroarea, cum s-a schimbat viața ta și a celor din jurul tău. Bine, sincer, eu sunt încă într-o stare de șoc puțin așa, pentru că încă nu realizez ce se întâmplă. Totul s-a întâmplat super brusc. S-au auzit și la noi bombardările alea când a început în prima zi, pe 22 februarie. Eu dormeam, bine, nu le-am auzit, dar le-au auzit părinții mei. Și de atunci, de pe 22 februarie, suntem așa, într-o stare super ciudată. Dar ne-am gândit că nu avem cum să schimbăm situația și că trebuie să ne mobilizăm. Așa că gândim pozitiv și sperăm tot sufletul să ne ajungă cumva și pe teritoriul nostru ceea ce se întâmplă în Ucraina. E adevărat. Credeți că puteți să faceți ceva cum, de exemplu, noi încercăm și statul român încearcă să-i ajute chiar și oameni? M-am întâlnit cu oameni din societatea civilă, ca să zic așa. O să povestim și mâine lucrul ăsta. O bună prietenă a emisiunii noastre pleacă cu ajutoare către oamenii sinistrați, oamenii care au refugiații. Da, asta facem și noi. Te rog să-mi povestești ce faceți voi. Până astăzi sunt deja 70.000 de ucraineni refugiați la noi în țară și împreună cu prietenii mei, bine, și cu mai mulți cunoscuți, am organizat niște puncte de colectare în Chișinău, de unde unde oamenii au adus produse de alimentare sau produse de igienă, jucării, chestii pentru copii, haine, și împreună cu prietenii mei le-am colectat și le-am dus în satele unde s-au refugiat ucrainenii la noi în Moldova, la sud până când. Acum trebuie să mergem și la nord. Sunt foarte mulți moldoveni solidari care ajută. Am fiecare zi să strâng chestii și lucruri pentru oamenii de acolo și să-i ajutăm, le găsim unde să stea. Și eu am refugiat o familie în prima zi, acum am refugiat o fetiță ucraineană acasă la niște prietene de ale mele. Adică în fiecare zi încercăm să ajutăm măcar atât, cu omenie, că altfel nu avem ce să facem. E foarte frumos, Olga, e un gest foarte frumos și cred că e un exemplu de urmat din acest punct de vedere. Tu ești o fată tânără. Victoria are o fată, o fică de vârsta ta, da, puțin mai mare. Vreau să te întreb lucrul următor. Ești foarte tânără, cum ți-ai vedea tu viața câtă vreme războiul se aude cum să spun, ieșind afară poți să auzi bombardamentele sau luminile din altă țară. Tu ca om tânăr, cum te vezi acolo la Chișinău sau cum te vezi? Cum crezi că o să fie viața voastră și, bine, și a noastră, dar mai ales acolo, voi sunteți mai aproape în vecinătatea terorii. Da. Sincer, sunt o persoană extrem de realistă. Din prima zi, bine, prima zi a fost așa mai ciudată, dar după aia am înțeles că asta e situația, nu ai cum să schimbi nimic. Și ideea e că am luat o decizie, în orice caz nu o să plec de aici. Nu o să-mi las familia aici, nu o să plec din țară, o să rămân aici. Dacă e să se întâmple ceva mai grav, asta e situația. Nu pot să fac altceva. Nu-mi permite, nu știu, mama mi-a zis, de exemplu, maica mi-a zis că dacă se întâmplă ceva, tu ești în primul avion și ești plecată. Și am zis, nu e adevărat, eu nu plec fără voi, nu plec de aici și aici rămân. Adică pe mine nu mă sperie atât de mult, cumva nu pot să zic că nu m-am așteptat la situația asta să se întâmple. Undeva în adâncul meu știam că o să vină ziua asta. Da, pe de altă parte, mama ta are un instinct de conservare și cu siguranță că și Victoria gândește la fel, la faptul că sunt o groază de oameni nevinovați care au murit. Adică blocuri bombardate, obiective civile, copii, adică sigur că în esență îți dorești să lupți, important este lupta să fie rațională, aici nu mai e niciun raționament, aici e pur și simplu o logică sângeroasă sau o reacție sângeroasă și atât. Da, nu știu, mie nu vine să cred, sincer. Adică e un lucru super, super ciudat și se întâmplă și îmi pare foarte rău că am ajuns să trăim zilele astea. Uite, vreau să te întreb ceva. Cum s-a schimbat viața voastră în Chișinău din momentul în care a început acest război? Eu știu, mă gândesc la viața normală, prieteni, eu știu, seara, sau cum privește lumea? Cum s-a schimbat viața voastră?
dai seama că oamenii sunt speriați, panicați pe ei și nu știu ce să facă și nu știu care e situația. Dar mă bucur foarte mult că sunt foarte mulți oameni solidari. Uite, asta contează cel mai mult. Așa cum ne e frică, așa cum... Că noi știm că Moldova, ce e Moldova? E un teritoriu super mic, neutru. Nu avem nici arme, nu avem nici armată, ca să zicem că putem să mergem în război sau chestii de genul. Adică, realmente vorbind, dacă vine la noi războiul, noi înseamnă dus primii. Adică nu... Nu e ce să faci. Și apoi și armata numărul 14 a Rusiei este la noi. E pe teritoriul nostru. Adică dacă vor ei, Doamne, ne înghit într-o gură de apă. Da, gen, noi plecăm, noi primii ne ducem. Adică noi nu avem... Nu știu ce să zic. Da. Habar n-am. Eu nu pot să vorbesc din numele tuturor, pentru că eu oricum am un alt fel de gândire și sunt puțin mai, nu știu. Eu deja m-am împăcat cu gândul că dacă trebuie să murim, murim, gata. Nu, Olga, să știi că la vârsta ta n-ai voie să spui chestia asta. Nu, Olga, trebuie să gândești că o să fie bine și o să fim toți fericiți și o să trecem peste asta. Nu vorbi așa, o să murim, nu. Da, nu moare nimeni. Da, Doamne, îmi doresc foarte mult, dar eu sunt, mă gândesc așa, că dacă mă aștept la rău și o să fie bine, o să valorez mai mult binele ăla. Știi ce zic? E o chestie psihologică, un joc. Da, dar să știi că puterea gândului e o mare valoare, așa că gândește pozitiv, da. Trebuie să gândim pozitiv, să ne gândim că o să fie bine, o să trecem, o să susținem acel popor care e alături de noi și o să fie ok cu Republica Moldova și cu Ucraina și cu România. Da. Să sperăm că se termină toată asta. Da. Olga, îți mulțumesc foarte mult pentru... pentru faptul că ești o fată foarte bravă și, ca să zic așa, din gură foarte mult sunt curajoși și în momentul în care voi ajutați oameni care sunt la nevoie, voi fiind acolo, asta e un lucru absolut extraordinar. Te felicit și să ne vedem și pe timp de pace, ca să zic așa, că asta ar fi lucrurile... oricum, noi sperăm să... Noi mai ținem legătura cu tine și pe măsură ce lucrurile vor evolua într-un fel sau altul, că în fiecare minut se poate întâmpla altceva în povestea asta, o să ne mai auzim. Mult succes și felicitări și bravo ție! Mulțumesc frumos, din suflet! Da, doamnelor și domnilor!